Andreea, te rog, spune-ne, care crezi tu că sunt șase trăsături foarte importante pentru un antreprenor? Șase trăsături foarte importante pentru un antreprenor. Cred că aș putea să spun mult mai multe de șase. O să încerc să mă limitez doar la șase. Cred că, în primul rând, e foarte important să fii pasionat. Ai nevoie să fii pasionat, pentru că de acolo ți-ai energia, de acolo ți-ai toate resursele de care ai nevoie să poți să mergi mai departe. E nevoie să fii foarte creativ, pentru că atunci când ești antreprenor și ai un business, trebuie să dezvolți foarte multe idei, în așa fel încât să te poți dezvolta și să poți dezvolta business-ul. Un alt lucru foarte important este să ai capacitatea să te motivezi singur. Pentru că în business sunt multe momente în care te simți singur și ți-e foarte greu și lucrurile nu merg așa cum ți-ai fi dorit sau cum ți-ai imaginat și ai nevoie să te poți motiva singur. Pentru că în business, cel puțin eu am simțit asta, mai ales când sunt singură în business, m-am simțit de foarte multe ori singură. Și e nevoie să știi să-ți dai tu un puș în spate. Un alt lucru important este curajul de a risca. Ai nevoie să ai foarte mult curaj să riști, pentru că lucrurile nu sunt niciodată sigure în business, nu știi niciodată ce se întâmplă și ca să poți să te dezvolți, intri pe teritorii noi, încerci lucruri noi, iar pentru asta ai nevoie de foarte mult curaj, pentru că noi suntem în zona noastră de confort, în care ne simțim bine, dar nu ne ajută absolut deloc să ne dezvoltăm. Așa că avem nevoie de curaj să riscăm și să facem lucruri noi. Mai departe, adaptabilitatea. E o trăsătură foarte importantă, adaptabilitatea împreună cu flexibilitatea, pentru că lucrurile se pot schimba foarte repede, cum a fost pandemia, cum a fost războiul, cum au fost foarte mulți factori care au făcut ca lucrurile să se schimbe, ca planurile pe care le ai să se schimbe. Și auzisem, mai ales atunci când a început pandemia, un lucru care mi-a plăcut foarte tare, că în astfel de momente, nu cei care sunt foarte deștepți și puternici reușesc, ci cei care se adaptează, sunt flexibili și reușesc să se adapteze. Și asta am făcut și eu în business, de fiecare dată când a fost o situație foarte grea, am învățat să mă adaptez. Ce mai trebuie să aibă un antreprenor? Cred că primul lucru pe care trebuie să-l spun este răbdarea. Pentru că ai nevoie de foarte multă răbdare, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat, pentru că nu stăpâneam foarte bine răbdarea. Și am avut răbdare, mai ales în momentele în care lucrurile nu ieșeau așa cum vroiam eu, în timpul pe care mi-l planificasem, în timpul pe care credeam că se întâmplă și a fost nevoie să am foarte multă răbdare cu oamenii, cu situațiile, cu factorii externi, răbdare pe care o dezvolt chiar și în ziua de astăzi și fără de care cred că un antreprenor nu poate să supraviețuiască în acest business. Și încă una, e greu să mai aleg doar una singură, încă una aș putea spune capacitatea de a lua decizii, pentru că atunci când ești antreprenor, chiar dacă ai foarte mulți oameni în jur tău, oameni care sunt foarte buni, oameni care pot veni cu multe idei, cu foarte multe variante, până la urmă, tu ești singura persoană care trebuie să ia decizia. Tu ești cel care riscă, tu ești cel care alege, pentru că este responsabilitatea ta. Așa că capacitatea de a lua decizii și repede în anumite situații este extrem de importantă. Cam acestea ar fi, să spunem, șase trăsături, deși sunt foarte multe de care are nevoie un antreprenor.